Mai alaltă ieri, iubitul meu soț m-a supărat cu tachinările lui. Am venit pe la vreo 9 seara. Mult trecut în viziunea lui de timpul la care vine acasă o soție iubitoare, cum m-am auto-intitulat toată viața. Dar nu avea dreptate. I-am spus din timp, l-am prevenit că o să vin târziu. Am hotărât să nu mai vorbesc, să nu-i mai gătesc, metodă foarte eficient testată de-a lungul celor 38 de ani de căsnicie. În primii 10 ani de conviețuire, nu stăteam supărați mai mult de 10 minute. În următorii 10 ani, supărarea nu dura mai mult de o oră. În a treia decadă, supărarea, adică nevorbirea, putea dura și o săptămână. Mie îmi convenea. Mă ocupam cu cercetarea, documentarea, lectura, munceam asupra mea. Așa am făcut și doctoratul. De data asta, hotărâtă să mă supăr maximum pe o săptămână, pentru că strâns într-o instruire și voiam să mă absolv de orice impedimente, m-am refugiat în lectură. Am deschis dragoste pe vremea holerii, nu întâmplător. Revenit din Spania, mi se părea că am întâlnit în acest roman al lui García Márquez orașul Cadiz, pe care l-am vizitat și mi-a plăcut enorm. E și orașul în care s-a născut Miguel Cervantes. Mai mult răsfoiam, citeam pe diagonală. M-a priponit în loc în sens direct o scenă în care doctorul Urbino și soția sa, Fermina Tasa, erau pe cale de a se despărți, foarte hotărâți. Săptămâni nu-și vorbeau, luni se evitau, de la o banală dispută. Era sau nu să pună în baie. Fermina Tasa, femeie înțeleaptă, a cedat prima. Nu putea să pună capăt unei casnicii de 30 de ani în care atâtea s-au trăit împreună. Reciteam și totodată treceam filmul vieții noastre împreună, de la nuntă până la recenta supărare. Mai mult frumos a fost decât supărări. Mi-am dat seama că el e umbra mea. Dacă eu mănânc, și el mănânc. Dacă eu mă spăl, și el se spală. Dacă eu fotografiez, și el fotografiază. Numai la cumpărături mă așteaptă afară. Un bun familist. Oare să nu poată trăi fără mine? Oare eu, pește libertin, îi fac supărări? Am citit că un berbec, el, și un pește, eu, nu pot face un cuplu chiar de a rămânea singuri în univers. Nu e adevărat. Noi trăim de 38 de ani, avem copii deștepți, harnici, o căsnicie activă, haioasă. Dacă în filmul nostru aș fi întâlnit monotonie, citeam poate până dimineață. Dar am închis cartea. Am intrat în bucătărie și am gătit trei feluri după care se topește soțul meu. Și nimeni, în seara următoare, nu și-a adus aminte de vreo supărare. Voi, cum ieșiți din supărări?